Acestui condamnat nu este relevant. Este unul din mulți alții încarcerați în temuta închisoare de la Gherla. Este o altă poveste de viață din care noi toți avem ce învăța. Cum ați ajuns aici? Ușor. În 2007, societatea al cărui administrator și acționar eram, a încheiat un contract de leasing cu o societate de leasing, contract care a rămas neonorat. Și de acolo a început un proces, în urma căruia mi s-a tras răspunderea penală și civilă pentru înșelăciune în formă continuată, în urma căruia am fost condamnat la 4 ani de închisoare. Este pentru prima dată? Da. Cum a fost întâlnirea cu închisoare? Mai greu a fost seara în care am aflat sentința decât prima seară în închisoare. Am dormit foarte bine, din cauza oboselii, probabil. Perioada de carantină este cea mai grea. După care, totuși, personalul de aici, educatori, psihologi, au grijă cât de cât să înțelegi că execuți o pedeapsă privativă de libertate și sunt de foarte mare ajutor. M-am adaptat, pot să zic, destul de repede la situația actuală. Chiar dacă la început eram frustrat, deoarece achitasem prejudiciul în timpul procesului, dar s-a considerat cum s-a considerat și asta e. De ce a fost atât de grea perioada de carantină? Pentru că era o situație care nu-mi imaginam că o să o trăiesc vreodată. Sunt alte reguli ca și afară, adică întâlnești altfel de oameni, mai tangență cu oameni cu caractere diferite și acolo ai ocazia să te vezi și pe tine exact așa cum e, să ai timp să te gândești la ce ai făcut, la ce n-ai făcut sau ar fi trebuit să faci. Este o perioadă de acomodare, practic, această carantină. Ești pregătit, ești procesat, ești evaluat în această perioadă de educatori, de psihologi, pentru a începe efectiv perioada de executare a pedepsei. Și cum v-ați descoperit în acea perioadă? Păi, mi-am dat seama că este foarte greu să accepti la început această situație. Ai tot timpul senzația că a doua zi trebuie să pleci acasă. După care începi să înțelegi situația actuală, începi să-ți faci planuri efectiv, ca și în viața reală, pe etape să termini de executat pedeapsa. Este foarte important și faptul că în această perioadă am participat la tot felul de cursuri educative, religioase, care îți dau cel puțin așa impresie de normalitate. Ai senzația că te reintegrezi, te pregătești pentru reintegrarea în societate. Și faptul că ieșim la muncă, asta e foarte important, că trece timpul mult mai repede. Asta am realizat eu aici, că e foarte important. Altfel, timpul trece foarte greu. Acesta a intrat în lumea condamnaților pentru prima dată. Întâlnirea cu închisoarea l-a marcat profund. Povestește că nu și-a imaginat vreodată că poate exista o astfel de lume. Îi este rușine că a ajuns să îngroașe rândurile celor încarcerați. L-am întâlnit în vara trecută la Gherla. Lume care pe afară nu prea o găsești, dar să știți că la urmă noi discutăm cu fiecare, am ajuns la concluzia că toți sunt oameni normali, dar care la un moment dat în viață au avut un moment de rătăcire și alții conștientizează, alții nu, dar luați așa fiecare în parte, cu toți am putut să port un dialog civilizat și să realizez că sunt oameni normali. Nu? Cum a fost momentul în care ați auzit sentința? Conduceam. Veneam de la București, eram prin Comarnic și verificam pe telefon. Și îmi doream să ajung acasă într-o secundă și nu puteam. A fost crunt. Nu v-ați gândit niciodată că s-ar putea să ajungeți aici? În urmă cu 10 ani,
probabil era și mai naiv, mai era și o altă mentalitate. Nu credeam că se va ajunge aici. Nu aveam conștientizarea faptului că săvârșesc o infracțiune atât de gravă încât să ajung în închisoare. Pe parcurs am realizat, tocmai de aceea am insistat să achit pe judiciu ca să am și eu să fiu un păcat, eu așa că am încheiat acest subiect. Familia cum a reacționat? Nu pot să vă descriu, dar... Pe parcurs s-au întărit și am senzația chiar s-a cimentat relația și ne-am strâns mai aproape de mine, toți cei din jurul meu, soția, copilul, familia, părinții, sora, au dat dovadă de multă susținere și... V-au reproșat ceva? Ei nu prea... Fapt, eu administram acea firmă și o conduceam efectiv. Ei nu aveau de unde să știe ce se întâmplă și... Ei n-au văzut că au... Nu m-am dus noaptea să sparg locuințe, deci... Au văzut-o ca pe o situație neprevăzută. Și am încercat să le explic cât mai normal această situație. Faptul că trebuie să vin la închisoare... Este ceva normal, trebuie să răspund pentru o faptă care mi s-a imputat și e ceva normal să-ți achizi datoria față de societate, executând această perioadă ca să poți după aia să reintri în societate cu fruntea sus. Știai ceva de închisoare înainte să ajungeți aici? Nu. Cum v-ați imaginat-o când ați aflat că trebuie să veniți aici și ce ați găsit efectiv aici? În filmele americane vezi o închisoare mai... care nu seamănă cu ce e aici, dar în afară de ce vedeam în filme nu puteam să imaginez cum este la închisoare. Dar spre surprinderea mea am descoperit o chestie organizată și dacă știi să relaționezi cu personalul, cu conducerea penitenciarului, și știi să te integrezi, să participi la, efectiv la viața penitenciarului, este foarte ușor să execuți pedeapsa, adică... Pare la prima vedere un deținut sigur pe el. Cu cât stai de vorbă mai mult cu el, cu atât îți dai seama că este un bărbat tăcut și stresat de statutul pe care îl are acum, acela de deținut. Cum treci o zi la închisoare? Foarte simplu, dimineața la 6:30 luăm micul dejun, la 7:15 ieșim la muncă, la amiază iară mergem și mâncăm, după masa la muncă, seara, televizor, citit, urmărim știrile și... Ce om erați înainte de închisoare și ce om sunteți acum? Eram un om naiv, egoist. Cred că am pierdut aceste două calități. Am văzut ce înseamnă aici un om care împarte cu tine puținul care îl are. Da. Am avut de învățat. Adică oricine poate să învețe dintr-o experiență de genul ăsta, aici învăța. Ce v-a învățat? Efectiv. Am reconsiderat... Am avut idei preconcepute, probabil, dar m-am învățat că tot în viață se plătește. Este o rușine să ajungi la închisoare? Din punctul meu de vedere, înainte, așa consideram. Era o idee preconcepută. Dar în prezent, pentru mine nu este o rușine de asta și sunt aici. Pentru că mi se pare o măsură prin care îți achizi datoria față de societate. Ai încălcat niște reguli, trebuie să respectăm legile țării și executând această pedeapsă, practic, mă consider cu datoria achitată față de societatea în care trăim actual. V-ați făcut prieteni? Da, chiar m-aș bucura să pot ține legătura cu
anumiți oameni cu care, pe care i-am cunoscut, din diferite medii sociale. Și chiar m-aș bucura să pot să țin legătura cu ei. Și este o prietenie reală? Prietenie reală? Ce înseamnă prietenie reală? Te poți baza pe prietenul de aici? Dacă te poți baza, în ce sens? Că să mă duc să-i ceri ajutorul unui prieten de aici când o să fiu în libertate, puțin probabil, dar prietenie reală, să poți să povestești, să depeni o amintire la un par cu vin sau știu, genul ăsta e prietenie. Există omenie aici? Valoare? Da. Cum se manifestă? Sunt oameni care față de libertatea de afară, aici își mențin comportamentul de oameni corecți, serioși, fiecare pădure cu scăturile ei, dar am văzut oameni care am fost impresionat. Aveam un coleg aici la muncă care a plecat deja acasă și m-a impresionat prin comportamentul lui. Ce comportament avea? Altruist, efectiv, dacă a văzut că la început nu mă descurcam la locul de muncă, m-a ajutat, m-a învățat, era și o persoană foarte credincioasă, ceea ce mi-a trezit și mie curiozitatea să particip la cursurile astea religioase, să merg duminica la biserică și parcă funcționează chestia asta, așa, îți dă așa o liniște pentru suflet. Înainte nu prea mă interesau aceste aspecte, dar aici am avut ocazia să regăsesc și ceva ce consider că am pierdut mai de mult, nu știu. Vorbește cu reținere despre condițiile din închisoare. Despre gardieni are numai cuvinte de laudă. Despre ceilalți condamnați vorbește cu pertinență. Povestește că a întâlnit în lumea închisorii tot felul de oameni. Unii mai deștepți, alții mai puțin. Unii răi din calea afară, alții proști de buni. Spune că lumea condamnaților este una pestriță, guvernată de răutate și de amărăciune, de lacrimi și de dureri nerostite. Îi este rușine că a ajuns în închisoare. L-ați descoperit pe Dumnezeu aici în închisoare? Așa îmi place să cred. Sper să nu fie doar o chestie de moment. Sper să am această revelație și când voi fi liber. Ce trebuie să faci la închisoare ca să-ți treacă pedeapsa mai repede? Sau să-ți fie mai ușor? În primul și în primul rând, să ieși să muncești. În interiorul penitenciarului, în exteriorul penitenciarului. Deci să ieși la muncă. Odată trece timpul mai repede, dar câștigi și zile din pedeapsă, câștigi credite, ai avantaje, sub formă unor recompense, dar asta contează cel mai mult, ca să treacă timpul mai ușor. După aia ar fi citit. Îmi place să citesc foarte mult. Și, bineînțeles, interacționarea cu colegii din celulă, din penitenciar, mai ieșim la sport, la plimbare. Deci ai cu ce să-ți ocupi timpul dacă vrei. Dacă vrei numai să stai în fața televizorului, se poate și așa. Ce ar trebui să știm noi cei de afară despre închisoare? Că nu e sfârșitul lumii. Deci, cunosc oameni care au preferat să fugă, să se sustragă executării pedepsei, care alții chiar au încercat să-și ia viața. Nu, este o etapă din viață care, după părerea mea, te pregătește și îți dă un bagaj de cunoștințe și informații pe care înainte nu l-ai avut, ca să poți să treci prin lumea asta. Care este regula cu care v-ați obișnuit cel mai greu aici? Lipsa familiei. M-am dezobișnuit de telefon foarte repede. Am început să fumez mai mult. Dar familia, da. Cum vă vedeți după închisoare? Foarte fericit. Ce credeți că e cel mai important în viața unui om? Nu, sigur, nu banii. Probabil că familia
Și faptul că să te poți împăca cu tine însuți, dar cred că familia, în primul rând. Și să poți să știi să obții liniștea sufletească, să nu mai alegi, să prețuiești timpul în alt mod, să-l valorifici. Ceea ce este cam greu în societatea actuală, dar sper că voi găsi soluția cât mai repede. Închisoarea l-a învățat că timpul după gratii are altă dimensiune. Durerea se reinventează de la o zi la alta. A fost obligat să învețe să suporte așteptarea, indiferența și răutatea. S-a închis în gândurile sale și a înțeles că el este singurul său prieten. Cum este să trăiești printre criminali, violatori, tâlhari? Deci mă repet, nu sunt criminal, violator, tâlhar. Sunt oameni care au greșit, pentru care ei îi spășesc pedeapsa și este păcat că în media și în general, așa, în societate, se propagă această idee de ființe care nu fac parte din lumea noastră, care trebuie separate de societatea actuală. Ei sunt un produs al societății actuale, au greșit, dar și nu este numai vina lor faptul că au ajuns aici. Și dacă ei să vorbești cu fiecare, vezi că sunt oameni care au sentimente, au copii, sunt căsătoriți, au probleme, familie. Au greșit și răspund pentru asta, dar nu înseamnă că să-i etichetăm pe veci sau să nu-i considerăm ființe umane. Am fost impresionat de anumite cursuri religioase la care persoane vin și fac voluntariat. Și la început am fost surprins cu cât dăruire și fără să țină cont ce pedeapsă are fiecare, efectiv îi considera oameni. Și asta e cel mai important lucru. V-a impresionat povestea vreunui coleg? Mai mulți colegi, da. Dați-mi și mie un exemplu. Da, sunt oameni care au pedepse mari și care au pierdut tot, executând de aici pedeapsa, părinți, rude apropiate și care s-au împăcat cu situația actuală și dacă eu la început eram demoralizat, zic, păi, ce 4 ani, după când am văzut oameni cu 18 ani, cu 15 ani și cu cât seninătate își execută pedeapsa, am zis, păi, ce mă plâng atât, că se poate și mai rău. Cât de vinovat vă considerați pentru ceea ce ați făcut? Vă meritați pedeapsa? Mi s-a părut la început cam mare, dar acum am împăcat cu situația și nu mă mai deranjează gândul ăsta de frustrare sau să zici că a fost o pedeapsă pe care un judecător a considerat-o că o merici, o execut. Ce să mai... Nu-mi permis să... Mi s-a părut cam mare, atât. Câți colegi de cameră aveți? Păi acum sunt mai multe camere, am trecut prin mai multe camere. Pe carantină eram vreo 18, am fost și în cameră cu 10 persoane, cu 3 persoane, depinde pe ce cameră. Acum sunt într-o celulă cu 3 paturi. Cum e să trăiești cu atâtea persoane în cameră? 18. Știți cum e? Dacă nimerești într-o cameră cu persoane mai tinere, ai senzația că ești într-o tabără. Dacă nimerești într-o cameră cu 20 de persoane, ai impresia că ești, nu știu, o gălăgie permanentă, e mai obositor, așa. Dar în momentul în care am început să ies la muncă, totul s-a liniștit. Oamenii, dacă merg la muncă, au cu ce să-și ocupa timpul. Dar te adaptezi, că nu ai ce face. Zi de zi se gândește la ceea ce va face atunci când se va elibera. Odată cu el și familia sa a fost condamnată la rușine și la tristețe. Speră ca într-o zi să poată șterge această rușine. Cine face regulile într-o astfel de tabără? În mod normal, cine e mai puternic, dar și cine știe să se poarte mai normal. Sunt diferite camere unde șeful camerei se impune prin forță sau prin caracterul lui. Există șmecheri la închisoare? Normal. Fiecare din punctul lui de vedere își dorește să fie cineva, să fie mai special. Și atunci clar că
fiecare încearcă să iasă în evidență. Este o dorință a fiecăruia. Ce înseamnă să fii șmecher aici? Probabil să îți faci pedeapsa cât mai plăcută. Nu știu, să ai senzația că ești puternic, că conduci, că nu pot imagina. Ați avut vreodată probleme cu vreun coleg, cu gardienii? Nu. Pentru că nici n-am încercat să am, nici n-am căutat probleme și tot timpul am încercat să văd de treabă, să mă integrez cu gardienii, nici atâta vă dați seama că... Ești într-un mediu în care, în funcție de comportamentul tău, tu ești evaluat și tot acest comportament, dacă nu ești conștient că la final contează, normal că o să ai surprize neplăcute. Aici poți să continui să mai comiți infracțiuni? Da, bineînțeles. Dacă vrei să continui să comiți infracțiuni, ai posibilități nenumărate, de la un conflict cu un alt coleg de celulă, să nu te supui regulamentului penitenciarului. Deci sunt diferite metode. Dar mă repet, fiecare cum consideră el că vrea să-și prelungească perioada aici sau vrea să plece acasă cât mai repede. Nu va uita vreodată nimic din ceea ce a trăit sau va trăi de acum încolo în lumea celor încarcerați. Ce nu veți uita niciodată de aici? Credeți-mă că deja mare parte din lucruri le-am uitat. Nu știu de ce, cred că e o chestie de autoconservare, dar uiți, lucrurile urâte le uiți și lucrurile plăcute, ai câțiva prieteni cu care păstrezi legătura, te bucuri că mai citești o carte bună, mai vezi un film bun. Vizitele familiei sunt un lucru plăcut care... Când ați intrat pe poarta închisorii, care a fost primul lucru care v-a atras atenția? Clădire, așa, gratii. Atmosfera de militarie, așa de... Senzația că e sfârșitul lumii. S-a terminat și aici mor. Cum ați fost primit? Unde? În cameră? O indiferență totală. Erau oameni acolo, fiecare cu problemele lui. Mi-am găsit un pas. Am mai găsit o persoană cunoscută din oraș. Găsești rapid cu oameni cu care să schimbi o vorbă și... Începi să... Din prima secundă începi să... conștientizezi faptul că ai nevoie de o farfurie, de o cană. Deja ai activități. Deja ești ocupat, încă din prima zi. Cât mai aveți de stat? După codul actual, încă vreun an de zile. Dacă muncesc și sunt cu minte și nu fac prostii. Și cum vedeți perioada asta? Păi, nu o văd. Mă concentrez la ziua în care suntem. Nu mă gândesc la ziua de mâine, pentru că nu suntem în libertate, m-aș gândi probabil la ziua de mâine. Dar aici știu deja programul pentru mâine. Prefer să fiecare zi să încerc să o fac diferită, citind o carte, mai discuți cu un coleg, mai vezi un film. Mai... Dar nu mă gândesc la ziua de mâine. Dacă ați fi fost judecător, ce pedeapsă v-ați fi dat? Cu suspendare, probabil. Dacă aș fi fost judecător, dar nu sunt. Aveți un mesaj pentru cei de afară? Păi să nu vină la închisoare, în primul rând. Și în al doilea rând, chiar dacă vin, nu e nicio problemă. Trece și asta, orice trecător. Va povesti când se va elibera, oricui va vrea să îl asculte despre anii de închisoare, un timp în care a fost obligat să uite de el, de familie și de liniște. Un timp în care viața l-a obligat să aibă răbdare, să trăiască din amintiri și să învețe ce înseamnă a supraviețui.
Alți doi condamnați, alte două povești din care toți avem ce învăța. Sunt Adriana Stricescu și vă dau întâlnire, ca de fiecare dată, săptămâna viitoare, tot la Condamnații.